Handbalistele care evoluează în Liga Florilor și antrenorilor au desemnat-o aseară pe componenta echipei municipale CSM, Lorena Ostase, drept cel mai bun pivot de handbal din țară. Totul s-a întâmplat în cadrul galei premiilor handbalului românesc 2019. Distinția primită a bucurat-o nespus de mult pe cea mai valoroasă și stabilă jucătoare a CSM-ului slătinean. Aceasta a recunoscut că, deși își dorea o nouă confirmare a prestațiilor sale, nu îndrăznea să viseze la acest titlu. Știam că sunt nominalizată. Da. Și a fost o onoare, mai ales venind de la o echipă mică, unde jocul a arătat că se poate. Jocul meu, jocul colectiv. Acest titlu în același timp te onorează, dar te și obligă să fii din ce în ce mai bună pe viitor? Da, bineînțeles, este un pas foarte important, dar acum mă gândesc la națională și sper să termină cu bine sezonul, că mai merge și la baraj. Distinția primită de Lorena Ostase a bucurat-o la fel de mult și pe Victorina Bora, antrenoarea sub ai cărei ochi a crescut sportiva. Aceasta este sigură că handbalista slătineană are multe de spus în handbalul românesc. Eu mă bucur enorm, în primul rând, pentru faptul că face parte din echipa mea. Mă bucur pentru că am pus și o cărămidă acolo la tot ce se întâmplă cu ea în momentul ăsta, ținând cont de faptul că lucrăm împreună de vreo 7-8 ani, am luat-o de copil. Și nu în ultimul rând, mă bucur pentru că echipa, și ea trebuie să țină cont de faptul ăsta, a reușit să o pună în valoare, pentru că fără echipă nu reușea. Cum ați descriu pe Lorena? Cum să o descriu? Un copil care își dorește enorm să progreseze, un copil care visează la echipa națională, visează la Liga Campionilor, visează să fie cea mai bună. Lorena Ostase a primit vesta desemnării sale drept cel mai bun pivot din țară în cantonamentul echipei naționale, a cărei componentă este. Ea va participa în perioada 31 mai-2 iunie la trofeul Carpați, care va fi găzduit în sala Danubius din Brăila.